Încă o problemă din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost rezolvată de către edilul orașului Marius Creciu. Lucrările de consolidare și reabilitare la podul de pe calea Craiovei au fost finalizate. De acum înainte, severinenii vor putea circula în condiții sporite de siguranță. Podul de pe calea Craiovei se deteriorase foarte mult din cauza inundațiilor și a traficului intens, iar această lucrare de reabilitare complexă era absolut necesară. Pe această cale le cer scuze severinilor și nu numai celor care au folosit această zonă și i-am închis o perioadă. Era un pod destul de avariat, să zic așa, și de-a lungul anilor, din cauza vremii, a viiturilor, dar în același timp și vechimea lui destul de mare, și atunci a trebuit să facem lucrurile cu foarte mare grijă, cu foarte mare atenție, știind că pe aici trec zilnic mii și mii de mașini de diferite tonaje și nu ne puteam juca cu siguranța cetățenilor. A fost refăcută structura de rezistență, au fost schimbate grinzile, întreaga investiție ajungând la 2.856.000 de lei. Putem spune că în acest moment avem un pod puternic, bun din punct de vedere tehnic, și Severinul în acest moment, bulevardul Tudor Vladimirescu, se închide într-un mod, să zic așa, plăcut și într-un mod normal. Deci intrarea în oraș de la Topolnița până la ieșire către Schela este foarte bine făcută și toate căile de acces sunt reabilitate în acest moment. Valoarea lucrării ajunge undeva la 2.300.000 fără TVA. Noi am avut 3.500.000, dar la licitație constructorul, cel care a câștigat licitația, a venit cu un preț mai mic. Deci s-au economisit și bani, lucru important pentru noi ca și comunitate. Din acest moment, severinenii vor putea circula în condiții sporite de siguranță pe ambele sensuri de mers. Pe sensul Severin-Craiova s-a intervenit pe o lungime de 20 de metri cu rampe, plăci de racordare, refacere, consolidare cu lei, ziduri întoarse, refacerea căii, beton de plată de suprabetonare, etapa 1, etapa 2, ăsta la alte pod de 3 benzi, cu lungime de 18 metri, aceia au intervenit de lucrări de consolidare la fundații, s-au constatat că sunt neregulă, s-au rezolvat, acum e garantat, nu o să mai fie evenimente. Acum severinenii au un pod rezistent, sigur din punct de vedere tehnic, iar întreaga zonă de tranzit de la intrare în oraș de pe calea Craiovei până la ieșirea din Schela, inclusiv bulevardul Tudor Vladimirescu, a fost reabilitată. O infrastructură rutieră modernă este un pas important pentru un oraș la standarde înalte.